S-a dansat și s-a cântat românește la Academia Română din capitala Italiei. Zeci de copii români născuți în Italia au fost invitați la concursul Cunoașterea României. Cei mici au trebuit să răspundă la întrebări referitoare la România din istorie, literatură, geografie sau sport. Pe mulți, testul i-a pus în dificultate. Concursul Cunoaște România, inițiat de ambasadele României din mai multe țări, împreună cu Ministerul Românilor de Pretutindeni, este la prima ediție în Italia. Obiectivul activității este de a ajuta la păstrarea, afirmarea și promovarea identității culturale românești.